faptul că idei pe care le aveam și eu, pe care mi-era greu să le spun singur, le-am regăsit și la colegii mei. Și pentru că aveam o relație bună cu Bogdan Diaconu, pentru că mi-a spus că sunt mai mulți parlamentari care ar fi dispuși la o astfel de mișcare, am zis de ce nu. Haide să pășim și pe acest tărâm al unei noi construcții politice în România, care să fie una românească. Dar nu s-a afirmat PRU acum cu un proiect anume pe care vrea să-l ducă la bun sfârșit sau cu un program, ci cu faptul că Victor Ponta se va alătura acestui grup, poate. Asta n-ar fi un lucru adică rău. Ce convinge? Dar săptămâna viitoare o să răspândim, o să trimitem redacțiilor, jurnaliștilor, ONG-urilor anumite idei și anumite elemente din programul pe care acest partid vrea să și-l asume și cu care vrea să vină în fața oamenilor. Principalele idei cu care s-a lansat acest partid la origini au fost considerate drept cu accent extremist, am putea spune. Dumneavoastră îmbrățișați astfel de idei? Categoric, nu. Și am și explicat și în zilele trecute și au explicat și colegii mei. E adevărat că de foarte mult timp, în diverse încercări de a atrage atenția, au mai apărut și elemente, eu le-aș spune, mai mult exagerate decât extremiste, dar între timp toți am evoluat și am crescut și nu se mai pune problema de așa ceva și încercările acestea de a împinge o mișcare națională românească înspre extremism nu cred că vor fi unele de succes. Veți finanța acest partid? După cum știți, toți am hotărât în Parlament că pentru a asana clasa politică este nevoie să nu mai vedem finanțării ilegale, imorale, obscure în activitatea politică. Și pentru că s-a interzis cu totul finanțarea activității politice, adică... Adică puteți, nu mi s-a, da, nu mi s-a părut. Să dați donații, puteți să finanțați legal. Eu nu v-am întrebat dacă finanțați legal. Chiar și chestiunile legale, după cum știți, nu pot veni decât sub forma unor împrumuturi, pentru că orice campanie electorală este ulterior decontată de către statul român, în niște limite și cu niște limite decente de cheltuială. Așadar, un partid n-are nevoie să fie finanțat, pentru că statul îi dă bani unei mișcări politice pentru a intra în Parlament. Vă doriți o funcție în PRU? Nu. De conducere? Nu, nu voi avea o funcție în PRU. Sperați ca Victor Ponta să vină alături de dumneavoastră în PRU până de ziua dumnealui? Nu știu exact dacă e un termen reprezentativ sau un moment reprezentativ, dar am spus-o de multe ori. Orice grup politic, orice partid politic și l-ar dori pe Victor Ponta, președinte... Ați discutat cu Victor Ponta de momentul în care v-ați înscris dumneavoastră în PRU? Nu. Adică de ieri până astăzi? Nu. Nu. Dar sunt convins că urmărește lucrurile și evenimentele și... Cu la un atenție moment... și îngrijorare sau doar cu atenție? Cred că am greșit personajul. Sunt convins că le privește cu interes și se gândește, reflectează dacă o nouă mișcare politică poate aduce mai mult României și, știu și eu, spectrului politic, decât prezența dânsului, așa, marginalizată, prezența dânsului redusă, estompată în PSD. Dumneavoastră aveți candidați pentru un nou mandat de parlamentar? Nu am hotărât încă dacă voi face acest lucru. L-am auzit și pe domnul Gioană ieri că n-ar mai dori să candideze. Discutăm destul de mult între noi în ce măsură și de ce ne mai implicăm în viața politică. Se frânge PSD-ul în aceste zile? Adică ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru cei din conducerea partidului? Că sunt destul de mulți la PSD care au plecat. Trebuie să fie un semnal de alarmă pentru ambele partide mari, și pentru PSD și pentru PNL, pentru că principalul mesaj pe care l-am auzit este că nu mai reușesc să transmită și să aducă în prim planul atenției publice problemele sau unele dintre problemele reale ale oamenilor. Și PSD-ul și PNL-ul se tot dau după cireș așa și tot evită să spună ce se întâmplă în țară. Ormenirea dânșilor, asta este.
nu să câștige 3 funcții și să intre la guvernare, ci să spună aici, în București, ce li se întâmplă românilor în toată țara. Mă întrebam despre PSD, pentru că de la PSD au plecat oameni către PRU, în timp ce de la PNL nu au plecat. Cu surprindere am constatat astăzi că și oameni de la PNL s-au alăturat acestui demers al nostru. Despre cine e vorba? De exemplu, domnul Teju, un deputat Teju. Dar mă întorc. Trebuie să fie îngrijorate ambele partide că nu-și mai fac bine treaba. Știm că domnul Victor Ponta își dorește un nou mandat de parlamentar, știm că aveți o relație apropiată și atunci vă întreb, de ce ar candida Victor Ponta pe lista PRU, un partid care nu știm dacă va trece de pragul de 5%, și nu PSD, care l-a asigurat că îl va trece pe listă, chiar cap de listă? Nu problema candidaturii lui Victor Ponta pe listele PRU se pune, ci problema preluării acestui partid ca președinte și intrării în Parlament cu un scor peste 15%. Deci dacă vorbim de venirea lui Victor Ponta, nu vorbim de o simplă candidatură, ci vorbim de construirea unei mișcări politice în jurul său, care să intre în Parlament și să aibă un cuvânt serios de spus în ceea ce înseamnă viitoarea majoritate parlamentară și, evident, viitorul act de guvernare. Deci, practic, fostul premier ar veni și cu alegătorii după domnia sa. Tind să cred, uitându-mă la sondaje, că da. Dar cât ar putea să rupă Victor Ponta din PSD și să aducă la PRU? V-am spus, 20%. Și parlamentari, mă refer, și membrii. Foarte mulți. Ar fi pentru PSD o lovitură uriașă. Mulțumesc! Mulțumim frumos!